Cei care s-au născut în Zodia vor avea între 24 și 25 iunie o perioadă bună pentru a analiza texte, documente, hârtii, acte, înscrisuri, dosare, pentru a redacta cereri, petiții, reclamații, memorii, documente, pentru a întocmi o documentație pentru activitatea profesională sau pentru un interes personal. Perioadă bună pentru relațiile banale, nu de mare importanță și cu mare miză, cu instituțiile statului prin intermediul funcționarilor. Fie pe principiul dialogului față în față, fie pe principiul mecanismelor moderne. Trimitem mesaje și nu se știe ce iese de acolo. Primim răspuns, nu primim, E neconcludent, revenim, în fine. Într-o astfel de perioadă, însă, se pare că lucrurile vor merge bine. Interes pentru statutul administrativ al unor bunuri patrimoniale și preocupări legate de mersul unor documente care trebuie să se transforme în diplome, atestate, certificate, adeverințe care să le justifice pretențiile profesionale, statutul și eventual încadrarea lor într-un loc de muncă. Între 26 și 28 iunie, până la prânz, relații banale cu foarte multă grijă să nu se strige în familie echilibru abia obținut, înțelegerea restabilită, împăcarea care a avut loc. Toate aceste mici beneficii relaționale stau în fața celui născut în zodia racului ca o mare temă de viață. Să nu se certe iar, să nu se supere, să noia de la capăt. Pentru că îi asigură și lui liniștea și echilibru. Între altele, fie spus, cei născuți în zodiarac Araclui beneficiază de tranzitul Soarelui prin Casa I-a Personalității și este un moment bun de reîncărcare energetică, de cuplare la niște vibrații cosmice cu care intră în consonanță și care le mai așează și lor câmpurile și implicit ideile. Dar din 27 iunie, în Casa întâia a Personalității celor despre care vorbim acum, Va intra și planeta Mercur. Ea va sta 16 zile până pe 11 iulie și le va modela gândirea, reacțiile, conversațiile, temele, subiectele, ba chiar și vocabularul. Vor fi așa, mai delicați, mai poetici, mai uh, subtili, mai profunzi, mai dispuși să facă un strop de filozofie, când e cazul. Alte ori sunt preocupați de Universul lor și doar al lor cu nenumăratele probleme. Nu sunt ceea ce se cheamă frământări, nu e un zbucium al conștiinței, dar sunt gânduri, reflexii pe marginea evenimentelor pe care le-au trăit, a oamenilor pe care au cunoscut, a unor consecințe cu care se confruntă, în încercarea de a trage niște concluzii, de a trage niște învățăminte, de a își construi o mică strategie pentru viața cotidiană, pe termen scurt, evident. Între 28 iunie după ora 12 și 30 iunie după amiaza, luna va traversa casa a cincea relațiilor afective și din preună cu soarele și cu mercur în rac va construi o relație extrem de tulbure. Ea, teoretic, ca primă definiție, ar fi lacrimogenă. Putem să mai punem câteva cuvinte ca să înțelege spectrul în care se manifestă aceste trăiri. Poate să fie vorba de dor, nostalgie, mai puțin melancolie. Melancolie e o stare mai blândă. Ea zice chiar este o trăire superioară. Aici este vorba de niște trăiri mai simple, mai directe. Cum e, de exemplu, dorul mamei față de unul dintre copii. Cum ar fi sentimentele de dragoste trăite însă într-un registru disarmonic. Și atunci dorul are altă conotație. Speranța sau speranța deșartă, sau dezamăgirea, evident, au alte motivații, altă trăire, alt registru de a se consuma și totul se petrece la cote destul de mari, de intense, adică participă nu doar mentalul, nu doar viața sufletească. Participă și spiritul, pentru că intră valori majore în joc și, în final, ultimul cu voia dumneavoastră pe listă, participă și trupul, care începe să sufere. Că de pe urma atâtor suspine și nemulțumiri și lacrimi, omul începe să nu doarmă, să-l doară capul, să nu mănânce, să-l doară stomacul, să-și răscolească alte afecțiuni, să uite să-și ia medicamentele, să se enerveze, să greșească în activitățile cotidiene, pentru că e neatent, pentru că e cu mintea în altă parte, cum se zice. Perioada, așadar, nu e chiar roză, nu este vorba de un mecanicism. Uh, uite două semne zodiacale de apă uite dragostea, nu e chiar așa mai ales că mulți cam asta vor fi tentați să spună văzând vai, uite, soare, lună, trigon poveste de dragoste uh, nu e obligatoriu după cum trăirile nu sunt toate provocate de sentimentul dragostei sunt multe alte motive care provoacă alte sentimente sigur, casa a cincea e a sentimentelor, dar se uită că casa a cincea presupune nașterea unor emoții din multe alte motive. Mai sunt și relațiile între părinți și copii și ca lucrurile să nu fie simple, ci complicate, intră în joc și prietenii, casa 11 -a, care nici asta nu e întreagă <laughs> și asta e bine de tot fisurată de impactul pe care îl vor avea asupra celor două planete, Jupiter și Uranus, planetele dinspre Eleu și cuadraturile acelea la gra perfect săptămâna viitoare nu sunt deloc, deloc, deloc ușor de suportat și tulbură relațiile de prietenie și complică cu niște amintiri și cu niște combinații, cu niște conexiuni pe care le fac în sufletul lor, în mintea lor și care se întăresc, se susțin unele pe altele și dau niște argumente ferme. A, că după trecerea timpului, când focul acesta interior se va stinge și vor fi calmi, unii vor râde, alții vor surâde, alții vor ridica din numere, alții vor spune, Doamne, dar ce prost am fost acum, cum am putut eu să cad așa pradă unor trăiri de felul ăsta, dar cât m-am chinuit, dar cât, -am suferit, cât am suferit, depinde de vârsta fiecăruia, de educație, de structură umană. Deocamdată însă, până când își vor reveni ei la normalitate, cei mai mulți vor cădea în această capcană și pentru a, ca a doua oară să vedeți că lucrurile nu sunt simple, ci complicate, intră în joc, ca asta mai lipsea Saturn cu Neptun, care sunt două planete contradictorii în tranzit prin alt semn de apă, peștii. Ei, și avem o combinație specială, mai multe rânduri de trigoane regale pe semne de apă. Ei, dacă luăm în calcul prezența lui Neptun în pești în casa idealurilor conștiinței și speranței, e bine, e frumos. E frumos însă dacă ne raportăm la Soare și Mercur. Acolo, da, acolo e un factor de înălțare, e un factor de revelare, e un factor de a minții. Văd ceva, află ceva, se trezesc la o altă realitate, Reușesc să depășească un prad al mediocrității și să se ridice deasupra înțelegerii banale a lucrurilor printr-o gândire superioară, motivată de pregătire, studii, experiențe, modele umane. Observăm, deci, că aceste planete lucrează pe grupe și categorii, și de vârstă, dar și grupe și categorii de preocupări. Depinde. Dacă ai 16-17 ani, cu siguranță va lucra mai tare grupa mică, grupa care lucrează pe sentimente. Dacă ești matur și ai alte aspirații și ai alt echilibru interior, lucrează grupa mare a preocupărilor care țin de conștiință, idealuri, împlinire de sine și așa mai departe. Este foarte complex. Teoretic, ar trebui de aprofundat și de vorbit mai mult. V-am conturat, însă, direcțiile de viață ca să înțelegeți că sfârșitul săptămânii viitoare e interesant. Nu e simplu, nu e ușor, dar e bogat. Bogat în provocări, bogat chiar și în oferta unor sugestii. Se pot naște de aici noi idei și noi premize. Din 30 iunie după ora 18 mecanisme bune, normale, dar modeste din punct de vedere astral care privesc sănătatea și locul de muncă.